Tribunalul Hunedoara a respins contestația depusă de Cristian Litera împotriva măsurii luate de judecătoria Deva, care l-a trimis în arest preventiv pentru 30 de zile. Cristian Litera, interlopul anchetat în dosarul grupării de crimă organizată condusă de el și de Alin Simota, a fost arestat din nou, după ce și-a terorizat fosta soție și pe sora acesteia. În urma probatoriului administrat în cauză, polițiștii hunedoreni au propus măsura arestului preventiv împotriva bărbatului de 39 de ani din Deva, față de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și amenințare. Judecătoria Deva a emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta fiind încarcerat în centrul de reținere și arest preventiv Deva, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, în data de 25 august, pe fondul unui conflict mai vechi, bărbatul ar fi agresat fizic o femeie din municipiul Deva, sora fostei sale soții. În data de 29 iunie 2016, fosta soție a bărbatului a reclamat că a fost agresată fizic de către acesta, necesitând aproximativ 15 zile de îngrijiri medicale, a completat Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. Cristian Litera a divorțat de soția sa în septembrie anul trecut. Între timp, din iunie 2015, Mirela Litera obținuse un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva interlopului. La acea vreme în care se derula acțiunea de divorț, interlopul se afla sub control judiciar după ce în luna aprilie fusese scos din arest la domiciliu, fiind judecat în dosarul grupării de crimă organizată condusă de Alin Simota.